Puțini angajatori doresc să aibă salariați tineri. Dovadă stă și ceea ce s-a întâmplat astăzi la Bursa Locurilor de Muncă, organizată la Casa de Cultură a Studenților din Ploiești, special pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Cei veniți să caute o slujbă au avut de ales din aproape 200 de joburi, cele mai multe fiind în domeniul asigurărilor. Avem la momentul acesta în jur de 25 de angajatori, cu aproximativ 200 de locuri de muncă vacante în domeniul asigurărilor. Sunt și posturi tehnice. Oferta cea mai mare vine pe asigurări. Ei pot, deci în asigurări poate să lucreze oricine, chiar pentru un job part-time sau ocazional. Sunt și oferte în industrie, dar mai reduse, deși copiii care termină sunt sute mii de absolvenți. Noi dorim să angajăm în domeniul inginer automatist, specialitatea automatizări, un inginer mecanic, specialitatea utilaje pentru foraj extracție și un inginer mecanic, specialitatea TCM. Candidatul ideal este să întrunească condițiile unui bun specialist. În asigurări, activitatea este una part-time, iar căutăm, că suntem la studenții aici, să-și suplimenteze veniturile în vacanță. E vacanță, perioada de practică, pot să fac în asigurări. Domeniul ăsta este unul în care întotdeauna va fi de lucru, să spun așa, de muncă. Este o activitate bănoasă pentru tineri? Da, pot să spun că da. Oferta restrânsă a locurilor de muncă i-a nemulțumit pe tineri, dar și așa, aceștia au sperat să se aleagă cu un serviciu. Știi ceva? Vedeam că studiezi oferta locurilor. Deocamdată nu, dar abia am ajuns și mă uit cu atenție. Cele mai multe sunt în domeniul asigurărilor. Ce părere îți faci de asta? Da, aș fi interesat, dar nu știu dacă mă descurc. De ce? În noutate pentru mine, mă gândesc că ar fi un pic mai dificil. Înveți. Ai accepta să înveți? Da, desigur. Aș fi dispus. Pe ce salariu ești dispus să vii? Sau comision? Că la asigurări e pe comision. Cât decent să pot să ne asigur un trai. Caut de mult. Cam de cât timp? De în ianuarie, de când tot caut mereu și nu găsesc de loc. Și de obicei ce vi se spune atunci când încercați să găsiți loc de muncă? Mi-a adresa număr de telefon și urmează să aștepți. Mult și bine. Adăgeat, au fost puțini angajatori, asta reflectând și situația acestora în companiile respective. Ai lăsat vreun CV? Da, n-am lăsat. Și speranțe și că vei fi angajat? Sau? Da, sunt speranțe. La ora actuală, în județul Prahova, rata șomajului este de 5,43%.